În această perioadă, pentru a recurge la o cură de detoxifiere a organismului în alimentația noastră, trebuie să includem cât mai multe fructe și legume în alimentația de zi cu zi. Adoptarea unui regim alimentar sănătos asigură o hrană completă pentru menținerea energiei organismului fără să ducă la anemie. Un corp sănătos și o greutate satisfăcătoare presupune schimbarea obiceiurilor alimentare pe viață, nu doar pentru o zi. Prin urmare, aceasta trebuie să includă alimentele care vă plac, dar și care sunt sănătoase. Micul dejun trebuie să fie consistent, iar cina ușoară. Un ou de dimineață, în timp ce seara ar trebui să ne rezumăm la fructe și legume. Dimineața o cafea, la 12 salate și seara mai puțin. Iau un iaurt, nu prea mănânc așa, mai mult verdeață. De ce consumați mai mult verdeață? Pentru sănătate. Zarzavaturi multe, că e cald, fructe, dimineața un ou, o brânzică, un măr sau o persică, depinde ce avem în casă. Altceva, carne mai puțin acum, că e vară. Mai puțină, mai mult pasăre. Dar restul ce să preferăm? După sănătate. Un mic dejun sănătos trebuie să cuprindă unul sau două sandvișuri cu una, două felii de mezeluri, două felii de pâine integrale, o frunză de salată sau o bucată de ardei, alături de o cană de ceai, cafea sau lapte. Deși se presupune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, nici prânzul nu ar trebui să fie lăsat la voia întâmplării. Salată mixtă, legume proaspete, sandvișuri, supă de legume sunt unele dintre diversele feluri de mâncare potrivite acestei părți a zilei. Pentru mulți dintre noi, cina este cea mai copioasă masă a zilei. Recomandarea nutriționiștilor e clară. O cină sănătoasă trebuie să fie o masă ușoară, care însă te și satură. Facilitează digestia, îți aduce un somn odihnitor și nu în ultimul rând ține kilogramele la distanță. La cină trebuie să ai pe masă legume, cărnuri slabe și cereale integrale. La prânz o ciorbiță, o brânză cu roșii sau o tocăniță. Seara mai așa că nu poți să mănânci o salată, ceva, altceva. Ce gustări luați pe timpul zilei? Ce gustări, câte o prăjiturică sau mai cumpără copiii ăștia. Prăjituri de alea de cumpărat nu prea sunt bune așa, dar mai mănânc și eu cu ei ce ia. Pufuleți. Pentru o viață sănătoasă, spune nu zahărului sau înlocuiește-l cu fructoza. Ferește-te de prăjeli, maioneze, grăsimi. Nu vă focusați atenția doar asupra alimentației, fiindcă nu este suficient, ci lucrați pentru sănătatea întregului organism. Alimentația sănătoasă este nimic fără exercițiul zilnic sau fără curățarea minții de gânduri negative.